Dacă are fotbalul aproape, nu mai are nevoie de nimic. Este vorba despre Marius Iosipoi, unul dintre cei mai talentați tineri jucători din Republica Moldova. Este nebun după dribling-uri și după fotbalul spectaculos și spune că pentru el este foarte important ca să nu facă parte din mulțime și să-și urmeze inima întotdeauna. La copilul cu părul creț care a alergat pe Maidan după minge a rămas doar amintirea. Acum Marius este un bărbat în toată legea care știe foarte bine ce vrea de la viață, dar toate visele lui sunt legate doar de fotbal. Ca orice copil îndrăgostit de fotbal, Marius a avut și el idolii săi. Întotdeauna i-au plăcut la nebunie brazilienii. Când eram mic îmi plăcea foarte mult Ronaldinho și Neymar. Mereu mă uitam video-uri cu ei și ieșeam pe stadion și încercam să repet feintele, driblingurile care le făceam. Despre driblingurile lui Marius cel mai bine știu fundașii din divizia națională, pe lângă care acesta a trecut de multe ori. Marius Iosipoi contra lui Ștefan Burghiu. Marius Iosipoi reușește să treacă de Ștefan Burghiu și este 1-0 pentru Dacia Buiucani. Marius Iosipoi. Chiar dacă uneori antrenorii îl mai ceartă pentru stilul său de joc aventurat, Marius știe foarte bine că cel care se teme să piardă nu va câștiga niciodată. Dar ăsta e fotbal, trebuie de riscat, pentru că sunt foarte mulți fotbaliști, chiar și la noi în Moldova, care au avut foarte mare talent și potențial mare, dar mereu au avut frica asta de a intra în dribling, de a risca în unele momente. Pentru el acest sezon este primul în fotbalul profesionist, chiar dacă a avut multe meciuri bune cu goluri și cu pase decisive, Marius spune că poate oferi mult mai mult. Știu că potențialul meu este mult mai mare și pot mult mai mult, puteam mult mai mult să mă apchez, să învingem cu echipa mult mai multe meciuri, dar așa a fost fi, nu știu, înseamnă că e un semn că trebuie să muncesc mai mult. Marius este unul dintre cei mai importanți jucători din naționala noastră de tineret și așteaptă cu nerăbdare ziua în care va debuta pentru selecționata mare. Cu siguranță muncesc în fiecare zi pentru a ajunge acolo, este un vis pentru mine să joc, să debutez. Marius Iosipoi este un mijlocaș și în vârsta de 20 de ani care evoluează la CSCT Buiucani. În acest sezon, Marius a strâns 20 de meciuri, a înscris un gol și a livrat 3 pase decisive. În momentul de față, echipa lui se află pe locul 6 în divizia națională.